Bună, prietenii mei! Am intrat un pic azi dimineață pe live și o doamnă îmi scria că să-l ajut pe Nadin să-și recupereze contul. Eu v-am explicat multe treburi vouă și na, foarte puțin din voi ați înțeles care sunt treburile și vă mai explic o dată. Nadin este un băiat muncitor, este... Dar Nadin nu a inventat școala de șmecherie, ați înțeles? În spatele lui personajul ăsta Nadin se află alt șmecher, altă lume care l-au promovat și care l-au adus sus. Ca să mă înțelegeți mai exact, ca să fiu mai explicit pe înțelesul vostru, Ion Șmecheru a fost un personaj care l-a iubit multă lume din România. Ion Șmecheru s-a promovat singur? Nu. A fost Culiță Sterp care l-a împins din spate, care l-a promovat, și Culiță Sterp în spatele lui Ion Șmecheru, bine, prima dată și-a făcut renume pe spatele lui Carmen. De acolo s-a auzit de Culiță. Alte forme era tot cioban la ui. Și după aia l-a luat pe Ion Șmecheru ca să-l promoveze, vezi, să-și audă un nume de Culiță Sterp. Că el i-a făcut casă, i-a făcut pulile din el. Dacă vrea să-i facă casă, punea banul de la el din buzunar și-i făcea casă. Dacă vă uitați pe anumite videoclipuri pe aici, pe rețelele de socializare, o să vedeți că Culiță Sterp a cerșit bani de la lume ca să-i facă casă lui Ion. Dacă care cum puteți, care cum știi să-l ajutăm pe Ion. Și poate Culiță Sterp a avut donații mai multe decât a investit el în casa lui Ion. Ați înțeles? Și vă mai pot da exemple mai multe. Șmecherii coordonează rețelele astea de socializare. Voi nu vedeți că așa zis ghibiți care au urmăritori mulți. Acum o dau că vai, Nadin, vai, băiate bun, vai. De ce? Nu că toți îl invidează, începând cu Mirciulică Gordon, care tot îl vorbește de el aceea, tot îl vai de mine, Nadin, băiat, din popor. Mirciulică Gordon, Machiavelli a amenințat-o pe una de la Timișoara, că să-i dea 2000 de euro, că o intra cu el pe live, că Machiavelli e un pușcăreaș. Ferraru, Alin, lumea nu le convine că au avut donații ăsta, ai înțeles? Dar în spatele lui se învârt niște treburi. Poate invidiile, poate jocurile de culise, poate că Micula ăsta a apelat de la niște socoteli ca să-și regleze treburile cu mafioții care i-au mâncat banii. Dar șmecheria în ziua de azi se plătește. Ați înțeles? Ăla de la Craiova, nu știu cum îi zice, craioveanul ăla care și-a făcut iară urmăritori pe TikTok aici. Pe baza cui o făcut? S-a promovat pe baza la niște boschetare de pe acolo, din Craiova. Și pe baza la 10 lei, care îi filma, el făcea filmare că dădea la un boschetar. 5 lei, 10 lei. Doru Țiganu cu BMW-ul lui de cât lucrați voi în 5 ani ca să strângeți bani să vă cumpărați BMW-ul. Pe baza cui s-a ridicat Doru? S-a ridicat Doru pe vrăjala lui, pe șmecheria lui? Păi Doru are 15 cuvinte în vocabular. S-a ridicat ca și mine, voi mă apreciați pentru ceea ce sunt eu, o persoană sinceră, pentru ceea ce am eu în cap. Doru s-a ridicat pe baza lui Pina. A cunoscut-o pe Pina o cerșetoare pe în Franța, cu 3 copii după ea, cerșa pe la o biserică de români pe în Franța. Ați înțeles? Și o intrat, o băgat-o cu el în jocuri, pac, pac, fiind incultă, știi, gata să râdă lumea, pac, pac, să promoveze Doru. Asta e toată vrăjala. Așa e și cu Nadin ăsta. Nadin nu se putea promova singur, că Nadin e un copil la 19 ani, ai impresia că tot ce zboară să-și mâncă și Nadin n-are cultură, n-are școală, n-are... Pă Nadin nu poți să-l întrebi ce formează două propoziții, că nu știe să-ți spună. Păi el poți să-l întrebi oaia, cât rămâne gestantă oaia.
Să înțeles, de berbec să-l întrebați câte gramaj are un cui la berbec. Dar eu nu fac promovare și eu nu-mi bag nasul pentru nimeni. Și mai ales pentru persoanele inculte, eu nu-mi bag nasul. Ați înțeles? Eu sunt o persoană independentă și eu n-am nevoie să mă promovez pe spatele nimănui. Dacă mă placeți, mă placeți așa, dacă nu, să fiți sănătoși. V-am explicat în ceva videoclipuri trecute, v-am explicat și cum e treaba cu monezile pe TikTok. Dăm o șapcă că eu-ți trimit 2000 de monezi. Nu am cum să-ți trimit. În primul rând, nu am cum, eu nu pot să transfer de la mine monede la niciun prieten de-a meu. Și da pe ție care nu te cunosc niciodată, că m-ai dat tu șapcă acum și eu acum ați trimit. Nu, asta e o altă înșelătorie. Și lumea pune botul, că lumea e foarte prostă. Exact așa s-a întâmplat și cu fenomenul ăsta. Să pot cumpăra urmăritorii, să pot cumpăra tap-tapurile, exact ca și cum cumperi pe cazinourile online speciala de la aparate. Cumperi speciala. Dacă ea ți-o plătește, bine. Dacă nu rămâi în gaură. Faci o investiție la risc. Ăsta e riscul meserii. Dar v-am spus, cineva poate că a vrut să se răzbune pe ghibiți ăștia care fac lovele pe aceea, pe TikTok, i-a îngenunchiat cu fenomenul Nadine. Dar Nadine nu s-a putut promova singur. Nu mai vorbiți prostii în necunoștință de cauză. Că e un băiat în popor, că e muncitor și îl iubește lumea și stați bă cu minți că nu e așa. Și promovarea au făcut-o și așa zi și șmecheri. Că șmecherii intră și vorbește, vai Nadinu, vai. Vezi, ca să-și facă ei urmăritori, că zice, u ce băiat bun e Mirciulică Gordon, vezi cum vorbește de Nadine. Vai ce băiat extraordinar. U ce băiat bun Machiavelli. Pe față așa, știi? Pe față așa vă arată că sunt oameni excepționali. A stat cu ei în casă? Ați mâncat un sac de sare? Și Machiavelli și Mirciulică Gordon sunt niște pușcăreași ca și mine, înțelegi? Dar ei nu și-or arăta niciodată adevărata față, cum v-am arătat eu. Ați văzut că Gordon, el când stă pe live cu voi, își pune corona lui de rege, el e regele la TikTok și el nu știe să citească. Scrieți-i un comentariu așa mai lung, scrieți-i un comentariu și numai îl vedeți cum stă și nu știe să citească. Citește pe litere și nu dibuiește să citească cum trebuie. Ați înțeles? Așa că mai fiți un pic mai cu minți și băgați-vă mințile în creier. Nadine, s-o vă uita că i-au închis ăștia contul cu 26.000 de euro pe cont. Ha? Când se învârt bani mulți, sunt mafioți în spate. Voi ăștia boschetari, ăștia sugaci, ăștia de pule care aveți bani și care ați vrut să-l ajutați, de ce dracu nu i-ați cumpărat 20 de oi, 30 de oi, să-i faceți o stână? Să-i duceți un televizor acolo la stână? Dar nu să-i trimiteți voi avioane și elicoptere ca să profite șmecherii pe spatele lui. Că el e un copil și el îl învârți, uite așa după deget, îl duci până la București, îl întorci până la Timișoara și îl învârți, uite așa. N-are școală, toată viața lui a stat la oi și e și crud la minte. N-are nici școala vieții, nici școală, nimic n-are. Atunci ăsta e fenomenul, Nadine. Care vreți să înțelegeți, înțelegeți. Care nu? Cu muma. Vă pup și vă doresc un weekend minunat la prietenii mei. La dușmanii mei să ne pupați în cur.